Ne-am întors în direct la Decisiv și vedeți ultima parte a interviului acordat de ministrul Muncii Marius Budăi, care este răspunsul extrem de important la următoarea întrebare: dacă majorările de pensii pot fi blocate în următorii ani din cauza acelui plan național de redresare și reziliență. Vedem răspunsuri chiar acum. Au fost discuții cu dumneavoastră, cu premierul, cu specialiștii comisiei să scoateți acel procent de 9,4% din PIB în care trebuie cumva să ne limităm cu cheltuielile tuturor pensiilor în fiecare an până în 2027. Ați reușit? Că nu mai știm nimic până la urmă. Știu că cei reprezentanții comisiei au fost deschiși și au zis că poate găsim un alt mecanism. Dar nu știm dacă s-a scos acel procent sau nu. Păi n-am ajuns încă să implementăm legea pensiilor publice. Atunci vom avea un răspuns clar. Însă, eu am primit o întrebare de la Comisia Europeană: domnule, ce ați avut în cap când ați scris acest procent și de ce până în 2070? Că noi nu înțelegem. Din păcate le-am spus că nici eu nu înțeleg. Vedeți dumneavoastră, și acum nu că vorbim de 9,4. Putem spune 9,1 sau 18,9 sau 15 sau oricât vreți dumneavoastră. Însă, eu am studiat toate legislațiile din toate statele membre și toate PNRR-urile din statele membre ale Uniunii Europene. Niciun stat membru nu și-a impus o asemenea plafonare. Da? Întrebarea ar putea continua: domnule, de ce tu, ca și guvernant la acest moment, da, știind că în Uniunea Europeană 12,5-13 este media cu plata pensiilor din PIB în statele din membri ale Uniunii Europene, tu își dorești ca țara ta să fie mai săracă, ca seniorii tăi să fie mai săraci cu 3% ca media Uniunii Europene. Doar dacă îi urăști, din punctul meu de vedere, poți să faci așa ceva, că altfel nu văd de ce să pui o asemenea plafonare. Deci niciun PNRR nu și-a propus să plafoneze așa ceva, să treacă vreun procent anume, și nicio legislație a unor state membre nu cuprinde așa ceva. Dacă comisia, dacă discutăm, domnule ministru, nu acceptă să renunțăm la acest procent, există riscul, nu acum, poate pe viitor, să nu mai poate fi făcute majorările de pensii? Sigur. Sigur, dar există riscul să nu putem imediat să rezolvăm inechitățile din sistem. Adică pentru că inechitățile și anul viitor, când inechități, propune dumneavoastră să aplicați noua lege a pensiilor, să nu se poată da majorările dacă nu se scoate procentul. Inechitățile până la majorări, haideți să discutăm inechități care sunt foarte importante și care îi dor pe cei care acum au contribuit la fel cu colegul lui și au pensia mai mică. Inechitățile se rezolvă în doi pași. Primul pas este actul normativ. Da? Vom avea acest act normativ publicat în Monitorul Oficial. Pasul următor foarte important și el este impactul bugetar. Ori dacă din calcul treci de 9,4, îmi spuneți și mie cum rezolvăm? Deci nu se poate rezolva, nu are nicio noimă acest procent trecut acolo. Și nu mă refer că e 9,4, putea să fie 8, putea să fie 5, putea să fie 5. Deci dacă guvernul își propune să rezolve inechitățile anul viitor din sistemul de pensii, să și spunem, dacă poate, să fim onești, și dacă, poate, dacă își permite din punct de vedere și financiar. Permite. Există riscul să nu poată să facă asta? Dacă depășim 9,4, da. Pentru că așa au considerat unii la un moment dat, că cetățenii români trebuie să fie săraci până în 2070. De ce nu până în 2071? Nu știu, dar până în 2070 trebuie să fim săraci. Că așa au considerat unii la acel moment.